Potrivit unui comunicat de presă transmis de Primăria Hunedoara, producătorul de biciclete din Deva angajează 100 de muncitori calificați și necalificați pentru asamblarea sau montarea pieselor de bicicletă. Compania avea în 2020 un număr mediu de 319 angajați. Conform comunicatului, se caută oameni cu spirit de observație, memorie vizuală dezvoltată, atenție la detalii, dexteritate manuală și oferă un pachet salarial atractiv chete de masă, transport, bonus pentru realizarea targetului, bonus de fidelitate, primă de recomandare și program pe un singur schimb.